afară de tine, să spunem, în Liga 1, ce fundaș cu experiență așa... Eu. Tu ești cel mai cu experiență fundaș din Liga 1, poftim. Și ce spui, ce vrei să... pe cine mai cunosc sau? Pe cine îți place ca stil de joc așa, ți se pare chiar... Niciun. Adică că tu ești cel mai bun sau de ce? Nu, nu-mi place de niciunul. E foarte simplu. Când eram mai tânăr, mai aveai un Chiricheș, mai aveai un Garduș, mai aveai un... Păi asta zic, da. Garduș-ul mai e. Păi îl ai, dar nu mai este Garduș acela care s-a transferat în Anglia. Și din urmă nu mai vine nimeni? Poftim. Este talentat și cel de la Botoșan, Kindri sau cum îl cheamă, dar nu mai vreau să discut de ei, că discut de ei și toată lumea discută de ei și ați văzut că ziua de astăzi, cum se spune în românește, și au puțin nasul la purtare și nu mai dau totul pe teren. Așa că... Când erai tânăr și erai la urmă, nu-ți luai nasul la purtare? Nu, nu. Eu munceam. Munceam non-stop și treceam peste. Nu îmi luam nasul la purtare, că nu-mi place să dau. Demonstram în teren că merit să fiu bun. Să fiu cel care... cel lăudat, știi? La echipa națională?